Echipa locală de fotbal CSM Pașcani a reluat antrenamentele de la începutul acestei săptămâni, după aproape o lună de pauză. Antrenorul echipei, Cosmin Popescu, spune că s-a început cu exercițiile de acomodare la efort, după aproape o lună de pauză. Apoi se va trece treptat la cele din programul de bază. Până pe 12 martie, când va fi reluat campionatul de fotbal, sunt programate și 6 meciuri de pregătire, precum și o perioadă de cantonament. Este prima zi după o perioadă de o lună de inactivitate, o săptămână în care începem reacomodarea la efort, după care ușor vom intra în specific. Apoi încep amicalele. Avem până acum 6 amicale luate. Un cantonament și pe 12 martie începem meciurile oficiale. Totodată, conducerea clubului face eforturi pentru a aduce jucători noi la echipă. CSM Pașcani are nevoie de cel puțin 8 fotbaliști în urma valului de demisii de la sfârșitul anului trecut. În acest sens, sunt programate probe de selecție pe parcursul acestei săptămâni. Vor mai veni câțiva jucători, așteptăm în decursul săptămânii acesteia și săptămâna cealaltă ne așteptăm să mai vină câțiva jucători în probe, bineînțeles, să-i vedem. În momentul de față avem un lot de 12 jucători, adică au plecat în această perioadă în jur de 8. Trebuie să mai vină cel puțin 8. Cei care au rămas la CSM Pașcani au reînceput antrenamentele cu nerăbdare. Ei spun că vor să obțină rezultate mai bune în acest an decât cele din 2021. Unii dintre ei vor să-și prelungească contractele și spun că sunt mulțumiți că joacă la echipa reprezentativă a Pașcaniului. Bună ziua! În primul rând vreau să spun că sunt foarte fericit că am reușit să mă reunesc cu băieții. Perioada de inactivitate, timp de o lună, cam așa am fost inactivi. A fost foarte ok, m-am antrenat în continuare, cred că și colegii mei au făcut la fel. Și sper să avem un sezon mai bun decât prima parte a sezonului, să ne descurcăm mai bine și să facem mai multe puncte, pentru că asta e cel mai important. Conducerea clubului încearcă să obțină în acest an buget mai mare pentru susținerea cheltuielilor. Cea mai mare parte a banilor sunt de la bugetul local. Anul trecut, CSM Pașcani a avut un buget total de 1,4 milioane de lei, majorat de 2 ori prin rectificări bugetare de circa 1 milion de lei, la care s-a adăugat și 90.000 de lei pentru investiții. În acest an, pe lângă banii de la bugetul local, clubul pășcănean așteaptă să primească 36.000 de lei de la Federația Română de Fotbal pentru susținerea activității de juniori. Conform unor surse neoficiale, bugetul total ar urma să fie de circa 2 milioane de lei, aproape dublu față de cel aprobat inițial în anul 2021.